Modificări importante pentru copiii care fac naveta la școlile din Pașcani și vor să beneficieze de transport gratuit. Conform anunțului făcut de conducerea societății locale CLP Ecoserve SRL, elevii care vor să-și reînnoiască abonamentele pot depune documentele în ultimele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, astfel încât aceste legitimații să fie ridicate în timp util și să poată fi folosite pentru luna următoare. Spre exemplu, pentru cei care vor să beneficieze de transport gratuit în luna martie acestui an, ei trebuie să se prezinte în intervalul 22-28 februarie cu toate documentele la sediul REA-GCL de pe strada Moldovei, de luni până joi, de la ora 7 până la ora 14 și vineri până la ora 13. Precizăm că vor beneficia de transport gratuit elevii care fac naveta din suburbiile Lunca, Blăgești, Gâștești, Boșteni și Sodomeni, iar cheltuielile urmează să fie decontate de la bugetul local. Deci elevii din suburbii, domiciliați în suburbii și care învață la unități de învățământ din municipiul Pașcani, beneficiază de abonament gratuit pe toate suburbiile, Gâștești, Boșteni, Blăgești, Lunca, unde operăm, unde operează CCL pe Ecoserve, vor depune actele în ultimele 5 zile lucrătoare din lună pentru luna următoare. Deci cum suntem noi în februarie, acum ultimele 5 zile lucrătoare din februarie pentru luna martie, astfel încât pe data din 1 martie tot elevul să urce în autobuz cu abonament. Pot veni la REA-GCL, la sediul REA-GCL în timpul săptămânii, deci de luni până joi, de la ora 7 până la ora 14, iar vinerea de la 7 la ora 13. Abonamentul gratuit pe transportul public local va fi eliberat în urma depunerii unei cereri, însoțită de o copie după actul de identitate, certificatul de naștere sau cartea de identitate, o fotografie și o copie după carnetul de elev eliberat de instituția de învățământ. Vor veni cu o poză. Dacă au legitimație veche, abonament vechi, cum s-au eliberat deja pentru februarie, vin cu legitimația veche. Dacă fac pentru prima dată abonament, vin cu o poză ca să le pot elibera legitimația. O copie după buletin sau, dacă nu au 14 ani, după certificatul de naștere și o copie după carnetul de elev vizat cu anul școlar în curs, 2021-2022. Și o cerere tip pe care o pot completa aici, pentru că avem cereri tip și numai o completează. Precizăm că elevii de la școlile din Pașcani beneficiază de transport gratuit de la începutul acestui an, iar până acum au fost eliberate peste 300 de abonamente lunare, 122 pe luna ianuarie și alte 200 pe luna februarie. De asemenea, reamintim că elevii pășcăneni au avut abonamente gratuite și în anul 2021, însă doar până în luna martie, asta după ce noua administrație a refuzat să mai achite facturile societății locale de transport.